În primii ani, câțiva ani, am avut chiar și uh, coșmarul imigrantului. Și la început am zis că, A, poate că eu am coșmarul ăsta Și când am vorbit cu, cu alți prieteni care sunt și cu frații de băgare în Germania, toți au avut coșmarul imigrantului, care este foarte simplu, uh, nu dormi bine, la un uh, moment dat te trezești că ești din nou în România. Și nu mai poți să ieși. Și zici, ce tâmpit am fost că, că am venit apoi și când știam că nu o să pot ieși. <laughs> și atunci te trezești. Eu, eu, ani de zile am visat uh, treaba asta. Și, porma, a dispărut.